În comuna Mehedințeană Broșteni a fost construită în urmă cu aproape două secole Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a fostei mănăstiri a Cuțuieștilor. Sfântul locaș și cula din localitate au fost ridicate de familia jupânului Constantin Cuțui, însă trecerea timpului și-a pus amprenta peste biserica simbol a comunei Broșteni. După mai multe demersuri, biserica va intra într-un proces de restaurare. Lansarea oficială a proiectului privind elaborarea documentației tehnico-economice a avut loc marți în sala mare a Centrului Turistic pentru Activități Culturale și Sportive din satul mehedințean Lupșa de Jos. Proiectul va fi finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Nădăjdesc că începerea acestui proiect de realizare a documentației tehnico-economice este doar începutul unui drum care ne va duce la restaurarea și aducerea la starea de originare a acestei frumoase și sfinte biserici pentru a continua lucrarea mântașilor noștri de a zidica de Dumnezeu ce alină sufletele credincioșilor ce vor trece din nou pragul bisericii pentru a răsătătorie sufletului și tarea mântașilor. La anul vom sărbători 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, cu atât mai mult cuțuieștii care au fost importanți reprezentanți ai zonei și l-au ajutat pe Tudor și au avut și acel complot al lor, recunoscut și cunoscut în istorie, deci cuțuieștii sunt puși în relief de această biserică monumentală. Restaurarea ei se impunea și consider că va fi un moment de excepție pentru întreaga noastră zonă, pentru acest ținut minunat care este Valea Motrului. La restaurarea bisericii, parohia Broșteni are ca parteneri Consiliul Local al Primăriei Broșteni și Asociația Fiii Lupșei. Este o obligație morală a noastră pentru cultură, pentru educație, pentru apropierea tuturor de biserică. Este păcat ca să nu renovăm și dacă există surse de finanțare, să nu procedem la întocmirea proiectelor și având o colaborare cu Episcopia Severinului și Strehaie, cu Asociația Fiii Lupșii, cu o colaborare cu preoții din comună pentru toate aceste obiective. Asociația noastră a luat ființă acum 9 ani. La anul avem deja un deceniu de existență. E o asociație care a încercat cumva să dezvolte latura cultural-educațională a comunității noastre. De-a lungul timpului am reușit să accesăm câteva proiecte, inclusiv cel legat de clădirea în care ne aflăm. Peste stradă avem un centru pentru tineret, realizat printr-un alt proiect. Am reușit să aducem alături de cultură și de educație copiii și tinerii acestor plaiuri. Implementarea proiectului va dura până în 30 noiembrie, iar bugetul total va fi de aproximativ 155.000 de lei, din care 15.000 de lei reprezintă contribuția proprie.